Prima avalanșă s-a produs aseară cu puțin înainte de ora 22. S-a auzit un sunet ca și când ar cădea zăpada de pe acoperiș. Am coborât în sala de mese, acolo câteva geamuri erau sparte și zăpada a intrat în sala de mese, iar ușa de la intrare era blocată de zăpadă. O a doua avalanșă a avut loc în cursul nopții, iar zăpada alunecată de pe versanțe a acoperit toate mașinile turiștilor cazați la Cabana Capra. Nămeții au și 2 metri înălțime. La a doua avalanșă a distrus și cealaltă jumătate de parcare cu mașinile care au scăpat de prima avalanșă. Toată curtea este sub zăpadă de 2 metri, adică trebuie să vină cu foarte multe utilaje ca să curețe drumul și ca să poată să curețe și parcarea. Sunt oameni și cu copii mici care sunt mai speriați. Cabana Capra se află pe porțiunea din Transfăgărășan închisă circulației încă din octombrie anul trecut. Poliția i-ar putea amenda pe turiști. Polițiștii din cadrul serviciului rutier Argeș vor verifica modalitatea prin care persoanele respective au ajuns la cabană, iar dacă vor fi constatate abateri de la normele rutiere, se vor lua măsurile legale în consecință. O echipă de la ISU și Salvamont cu un utilaj de dezăpezire, o ambulanță SMURD, dar și 2 microbuze, încearcă să ajungă la turiști pentru a-i evacua. În momentul de față, echipajele ISU, alături de ceilalți administratori ai drumului și Salvamont, lucrează pentru dezăpezirea căilor de acces către Cabana Capra. Persoanele care au fost surprinse în unitatea de cazare nu au nevoie de îngrijiri medicale. În schimb, datorită faptului că în urma avalanșei autoturismele acestora au fost blocate, nu se pot evacua singuri. De aceea s-a luat și hotărârea de a se evacua într-un loc sigur de către echipaje. Noi am făcut o verificare cu drona. Avalanșele au curs în partea de jos a drumului, ceea ce înseamnă că reprezintă o zonă sigură pentru a se lucra. În urma avalanșelor de noaptea trecută la Cabana Capra sunt blocați 50 de turiști și 10 angajați ai unității de cazare, iar drumarii și salvamontiști estimează că acțiunea de eliberare a drumului va dura câteva ore.